O stat amândoi și zice berbecul, Doamne, ce prost îți! Și îl întreabă țapul, dar de ce ești prost, mă? Păi zice, n-am putut eu să mă duc înapoi să treci tu și după aia să mă duc la piață. Acum am rămas și fără șapcă și sunt ud din cap până în picioare. La care țapul zice, apoi dragă cu metre, la fel de prost îți și eu. Că și eu puteam să mă dau înapoi să treci tu și după aia treceam și eu. Dar și am rămas fără bască și sud din cap până în picioare. Și am încălecat pe ușa și v-am spus povestea așa. Dar acum să-mi ziceți voi ce învățătură ați luat din povestea asta. Ia să văd. Capră. Da, nu știu cum să tălbăcesc învățătura asta. Cum? Ce învățătură ați luat din povestea asta? Că trebuie să fim cum? Cu minte. Cu minte, așa zici tu, dar nu ești cu minte, că știu, am aflat de la taică tău că nu ești cu minte, dar ce trebuie? Când, de exemplu, o fetiță vrea să-ți ia jucăria ta, ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Să-i o dai. Să-i o dai, nu? Și dacă vrea un băiețaș să-ți ia mașina ta să se joace și el cu ea, ce trebuie să fac? Trebuie să-i ai. Trebuie să-i o dai, da? Și dacă noi învățăm să lăsăm unul de la altul, da? Și să trăim în pace, nici nu dăm cap în cap și nici nu ne pierdem tichia și nici nu ajungem să cădem în apă, da? Eu sper că voi o să fiți fetițe și băiat cu minte și o să lăsați unul de la altul și așa o să creșteți mari și Domnul Iisus o să fie cu voi. Am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. La locul. Dacă ar fi să faceți un exercițiu de memorie, aveți multe căciule duse pe apă. Da, ăștia mai mari zice, apoi să nu fie nici a meu, nici a tău. Da. Ce este trist este că uneori învățăm prea târziu. Uneori învățăm prea târziu. Dragii mei frați și surori, dragi tineri, mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta și în mod special îi mulțumim pentru că în seara aceasta suntem la biserică. Și o să rog pe fetițe să fie cu mine. Da? Lăsați-mă pe mine acum, da? O să rog pe fetițe să fie cu mine pentru că acum începe slujba și trebuie să citesc din Biblie. Nu? Ai văzut? O să mă uit mereu să văd dacă sunteți cum trebuie sau nu. Și când vă văd că nu sunteți cum trebuie, ați încurcat-o. Dragii mei, este bine și frumos ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu. Și când omul se întâlnește cu Dumnezeu, se întâlnește cu cel care poate să-i ofere ce caută. E mare lucru să te întâlnești cu cel care îți poate oferi ce cauți. Nouă ne ies, să zicem așa, negustorii veacului acestuia, cu foarte multe lucruri în față. Unii ne ies cu momente de distracție, alții ne ies cu momente de tristețe, unii ne ies ca să le dea, alții ne ies, ca să ne ies în față ca să ne ia și lista poate să continue. Dar vreau să vă spun în seara aceasta ceva. Doar Dumnezeu ne iese în față cu ceea ce căutăm. Și e stupid că în multe situații
Îl evităm, deși El vine în fața mea și în fața voastră cu exact ceea ce căutăm noi. Aș vrea în seara aceasta, în baza celor pe care le-am declarat, să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan și aici la versetul 13. La versetul 13, dragii mei, aș dori să citim versetul 36, 37 și 38. Cuvântul Domnului spune așa: Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: Tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: Îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun, că nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de 3 ori. Amin. Amin. Cunoaștem cu toții pasajul acesta și cunoaștem cadrul în care s-a desfășurat această scenă și ceasul oarecum la care s-a desfășurat. Era în preajma vânzării Domnului Iisus Hristos de către Iuda și Iisus Hristos a început să le spună apostolilor că pleacă și mai clar, mai confuz, le spunea că nu pot merge cu El. În seara aceasta, în schimb, dragii mei, din toată această povestire, aș vrea să mă opresc asupra unei declarații care mă cercetează într-un mod deosebit. În versetul 36, după ce Iisus Hristos îl încunoștințează pe Petru de un anumit lucru, și anume că nu poate să meargă după el, tot Iisus Hristos spune: dar mai târziu vei veni. Predica din această seară are ca titlu Timpul tău. Fiecare dintre noi în viață avem un timp de aur sau ocazie de aur. Și ocaziile acestea de aur, de cele mai multe ori, nu le realizăm. Nu știm că sunt atunci când sunt. Sunt foarte puțini oamenii care sunt conștienți în momentul în care au ocazia de aur. Este mare lucru să-ți cunoști timpul, să nu te lași dus, cum se zice, cu gloata. Se întâmplă adesea că unii dintre tineri nu știu că le e timpul să învețe și luați cu alte probleme, trece timpul și pe urmă nu se mai poate. Sau există situații când,
când se deschide un loc de muncă, o perspectivă undeva și există un anumit timp și unii nu cunosc aceea este șansa, acela este timpul și pe urmă nu mai poți să-l recupere în niciun fel. În seara aceasta, dragii mei, vreau să vorbim despre timpul meu și timpul tău. Lucrul acesta nu scapă deloc controlului lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în cartea Eclesiastru, Sfânta Scriptură spune că absolut pentru fiecare lucru există timp. Căsătoria are timp, plânsul are timp, râsul are timp, necazul are timp, bucuria are timp, toate au un timp. Iar omul care merge în sincopă cu timpul, întotdeauna este distrus. Omul care merge în sincopă cu timpul, întotdeauna este frustrat. Omul care merge în sincopă cu timpul sau în contratimp cu timpul este întotdeauna nemulțumit. E mare lucru ca cineva să se sincronizeze cu timpul lui. Sigur că pot exista și scenarii de circ, dar sunt jenante, nu? Cum ar fi să mă vedeți acum că îmi scot din geantă o sticluță din aia cu biberon și mă pun pe un scaun și îmi beau 250 de grame de lapte, nu? A zice la câte faci frate coman nu mi-a surprinde foarte mult, dar totuși ar fi un pic nepotrivit, nu. Dar dacă ați vedea că o geantă e rămasă undeva pe scaun și un copil de 2 ani și jumătate sau 3 ani pleacă de la mamă să-și deschide geanta, își prinde sticla așa și o ia, nu, mamă, ce, așa e tresărit, ce frumos copil, nu? De ce? Pentru că e problemă de timp. Timpul pentru mine acum e pentru altceva. Nu se mai poate întâmpla lucrul acesta. Dar mai este o situație, dragii mei. Uneori insistăm să obținem lucruri când nu e timpul lor. Și ceea ce este curios e că reușim câteodată să obținem lucrurile pentru care nu este timpul atunci. Iar situația aceea ne face ridicoli. Sau devenim penibili, sau devenim neascultători, sau devenim neintegrabili. Însă aici, dragii mei, este vorba de un alt timp. Este vorba de timpul de a pleca cu Iisus. Tu cum simți? A trecut timpul când ai putut să pleci cu Iisus? E acum timpul când poți să pleci cu Iisus? Sau va fi timpul când vei putea să pleci cu Iisus? Cum simți? Aici, în discuția dintre Iisus Hristos și Petru, este o tensiune foarte mare, pentru că Petru insistă să facă un lucru ne la timp. El spune, Doamne, nu se poate, Doamne, i-a zis Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, nu poți veni, Doamne, cum adică nu pot veni? Pentru că eu sunt gata. Și Iisus Hristos spune, auzi, Petre, nu ești gata. Petru nu se sesizează timpul lui.
Petru este atât de mult fascinat de Iisus Hristos și de ideea despre Iisus Hristos, încât nu se oprește să vadă dacă e timpul. Însă a vedea dacă ți-e timpul nu este în raport cu o anumită intuiție sau cu un anumit flair de a-ți da seama că e timpul, nu! Ci a te întâlni cu timpul tău presupune să ai un bagaj al vieții tale de a exista, prin care să înțelegi tu și să înțeleagă Dumnezeu că ești matur din punct de vedere spiritual. Lucru care era străin de Petru. Petru spune: Doamne, sunt gata. Și Iisus îi spune: nu ești gata. Cum să nu fiu gata, Doamne, pentru că îmi dau viața pentru tine? Nu ți-o dai, ți-o vei da. Vă rog să fiți foarte atenți la nuanțe. Zice Iisus: tu nu poți să veni acum cu mine, dar vei veni mai târziu. Și Petru zice: dar eu îmi dau viața, îmi voi da viața. Nu, 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 nu acum. Ți-o vei da. Cum simți? Care este timpul tău? Viața ta o trăiești în așa fel încât să se sincronizeze cu timpul de a pleca cu Iisus, sau umbri în contratimp cu planurile lui Iisus Hristos? Dragii mei, aș lua câteva lucruri practice din viața noastră de biserică ca să înțelegem lucrul acesta. Ne-am învățat, de exemplu, să fim în contratimp. Din acest motiv, când este timpul bisericii, uneori nu suntem la biserică. Din acest motiv, când este timpul rugii, uneori nu ne rugăm. Din acest motiv, când este timpul cântării, uneori nu cântăm. Din acest motiv, când este timpul vorbei, uneori tăcem. Din acest motiv, când este timpul tăcerii, uneori vorbim. Din acest motiv, când este timpul liniștei, uneori suntem mânioși. Din acest motiv, când este timpul mâniei, uneori suntem liniștiți. Noi ne-am creat timpii noștri. Dar, dragii mei, timpii noștri nu sunt în metrica și în calendarul lui Iisus. Și timpii noștri nu se întâlnesc la același final cu timpii lui Iisus. Noi ar trebui, scumpii mei, să găsim rostul întâlnirii cu Iisus Hristos pentru a afla timpul nostru. Aș vrea să vă dau un exemplu. Dacă aceste 7 ceasuri sau următoarele două zile este timpul pocăinței mele, a lui Iacob Coman, și eu acum sunt preocupat de alt timp, și după ce au trecut aceste două zile vin să mă pocăiesc, dar timpul acela nu mai este pentru pocăință, ci este pentru altceva, mersul acesta în contratimp cu Dumnezeu ne dezavantajează enorm. Probabil ați auzit
Însă în Crai, viceprimarul, un bărbat la 56 de ani sau 58 de ani, ceva de genul acesta, îl vedeam mereu când mergeam cu mașina, un bărbat așa grizonat, cred că arăta și mai tânăr ca mine, poate, nu fuma, nu bea, avea o viață destul de onestă. Și tu și ea. Mă, nu mai întrece tu să asta. Da. Mai tot apucă tu să. Mai iei un pic de sirop, mai ceva, mai merge. Se duce la spital. Îi face analize. Se duce acasă. Și în 2 săptămâni e mort. În 2 săptămâni. Avea cancer la plămâni. N-a știut nimic. Și de la momentul în care l-a diagnosticat, a mai trăit 2 săptămâni și a murit. Aș vrea să vă întreb, nu cunosc viața lui spirituală. Ridic o întrebare ipotetică. Dacă atunci când a fost timpul să se pocăiască, a făcut excursii și acum ar vrea să se pocăiască, se poate? Păi nu se mai poate. Asta este problema nesincronizării cu Dumnezeu. Cazul lui Petru, deși eu și voi îl contestăm foarte mult, este un caz fericit. El vroia mult să intre în contratimp cu Dumnezeu. Însă totuși Iisus Hristos este foarte atent cu el și îl ajută să intre în timpul lui. Și astfel Petru, ciudat, are timpul căderii, are timpul îndoielii, are timpul pocăinței, are timpul martirajului. Și în drumul acesta solidifică, dacă pot să mă exprim așa, hotărârea și decizia că va pleca împreună cu Iisus. Și a ieșit. Dar știți de ce a ieșit? Știți de ce a ieșit până la urmă ca Petru să-și afle timpul lui? Știți de ce a ieșit? Aștept o sugestie. Pentru că s-a căit cu amar. Tu te-ai căit vreodată în viață? Poate că n-ai avut motive pentru ce. E greu de crezut, dar se poate întâmpla. Onest se poate întâmpla. Dar totuși, fără această întoarcere în noi înșine și fără această aglomerare de părere de rău cu privire la greșeală, cu privire la nesincronizarea cu Dumnezeu, ne pune, dragii mei, sau ne aduce în situația de a nu mai găsi niciodată fereastra pocăinței noastre. Timpul tău, așa cum ne uităm, seara aceasta de la 7:30 la 8:30, ce timp este? Cum? Timpul rugii cui? Al cui? Al cui? Al cui? Al bisericii Târgu Mureș ce? În seara asta suntem noi, noi ieșim de bine în seara asta. Poate. Cam câți lipsesc în seara asta? Vreo 200, 300 lipsesc, nu? Nu? Lipsesc. 200, să zicem.
ei cum sunt acum? În contratimp cu cine? Cu timpul Dumnezeu, așa. Dar acum, tu ești aici, asta e un lucru frumos. La ce te gândești? Amin, frate Mune. Dar poate că te mai gândești și oare până la cât ține fratele Coman predică? Poate că te gândești la asta, nu? Nu v-ați gândit niciunul pe cinstite. Dacă tu în timp acum și aici te gândești oare până la cât predică fratele Coman, cum ești cu timpul lui Iisus? Ești în contratimp. Și care e diferența între tine și ăla care nu a venit? Niciuna. Nu. Sau poate te gândești că mâine vrei să faci nu știu ce. Eu vorbesc aici, tu te gândești, bă, mâine fac asta și asta și asta, nu? Cum ești cu timpul lui Dumnezeu? Cum ești? Încă nu s-a timp. Nu? Și care e diferența? Sau stați ca să nu mai am treabă cu voi. Ați vorbit vreodată și în timp ce vorbiți să vă gândiți la altceva? Ați pățit din asta în viață? Doamne, dar de câte ori. Și noroc că ai unul lângă tine și care îți aduce aminte ce vorbeai ca să poți să vorbești mai departe, că dacă nu vorbești aiurea, că te gândea. Nu. Și eu acum predic. Mă pot gândi la altceva? Mă pot gândi la altceva. Dacă mă gândesc la altceva acum când predic, cum sunt în raport cu timpul lui Iisus? În contratim. Și care e diferența între mine că am venit și am ținut și o predică și ăla care nicio nu vine la biserică? Care e diferența? Nicio diferență. Sau poate e mai rău că măcar el a stat undeva aiurea, dar eu vin și predic și mă gândesc altundeva. Nu, acum întreb încă o dată. Care e timpul ăsta de la 7:30 la 8:30? Pentru cine, Căline, că tu ai zis? Pentru comunitate, așa. Și cine nu vine sau vine și se gândește la altceva și are altceva în inima lui, cum e în relație cu timpul lui Iisus? În contra timp. Aș zice să ridice mâna toți care acum sunt în contratimp cu Iisus, da? Cine știe ce mai este? Poate că toți stăm cu mâine sus. Vedeți? Aici este marea problemă. Iar prezența mea și a voastră, acum și aici, la ceea ce izbește ocul, este această insistență a lui Petru. Doamne, păi dar unde te duci? Că vin și eu cu tine. Nu pleci. Nu pleci tu și după aia vin eu. Plecăm odată. Și Iisus se zice, bă, Petru, nu poți veni, mă. Păi cum să nu? Nu-i timp. Păi cum să nu fie timp? Eu-s gata să mor. Mă, nu ești gata. Vei muri. Și atunci când vei muri pentru mine, vei veni cu mine. Care e avantajul între Petru și noi? Cu ce este avantajat Petru față de noi? Că măcar lui i-a spus că acum nu poți, dar o să vii. Dar eu și cu tine nu știu asta. Și acum, dragii mei, mă simt obligat să vă întreb, să te întreb, ce faci cu timpul tău? Nu cu timpul ca noțiune de desfășurare a existenței, adică că pierd sau câștig timp sau că nu. Ce faci cu timpul tău în sensul topicii pe lucrurile pentru care ți-a fost dat? Aș vrea să vă spun, dragii mei, că un om care vrea să meargă cu Iisus trebuie să fie atent, serios la timp. Avem ore de închinare, ăsta e timpul. Avem ore de ruge, ăsta e timpul.
Avem ore de cântare, ăsta e timpul. Avem ore de misiune, ăsta e timpul. Iar dacă lucrurile acestea nu le rezolvăm niciodată și în nicio condiție, nu vom putea să mergem cu Iisus Hristos. Și poate, poate, sper să nu exagerez, da? Petru n-a putut să meargă cu Iisus Hristos nu pentru că nu se putea. Pentru că exact cum au înviat atâția oameni la moartea Domnului Hristos sau la învierea Lui și au plecat cu El, putea să plece și Petru. Însă n-a știut să-și așeze timpul. Dragii mei, dacă vreți să vă rezolvați timpul vostru, căiți-vă. Căiți-vă de păcatele pe care le-ați făcut. Căiți-vă de inima îndoită și îndoielnică pe care o aveți în trupurile voastre. Căiți-vă de gândurile pe care le nutriți și nu sunt bune. Căiți-vă de comoditatea cu ajutorul căreia vă distanțați de timpul lui Iisus. Căiți-vă de insistența de a face lucrurile când nu e timpul vostru. Căiți-vă. Sfânta Scriptură spune că Petru s-a căit amar. Și lucrul acesta a fost primit. Căiți-vă amar și lucrul acesta va fi primit. Dumnezeu să te ajute pe tine să-ți găsești timpul tău și Dumnezeu să-mi ajute mie să-mi găsesc timpul meu și sincronizați cu Iisus Hristos să avem parte de drumul care duce în împărăția Lui. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, că Tu, ca Dumnezeu și iubitor de oameni, ai făcut exact în așa fel timpul încât fiecare dintre noi să putem apuca pe drumul spre ceruri. Ajută-ne să prețuim această facere a Ta. Te rugăm frumos să fii cu noi în seara aceasta. Și așa cum multe lucruri le cunoaștem, când vedem că se duce spre capăt luna septembrie, simțim că e toamnă și că se apropie iarna. Și exact așa cum vedem când se topește zăpada de februarie, ne aducem aminte că va veni primăvara. Ajută-ne, Doamne, să ne cunoaștem timpul. Dacă sunt situații între noi prin care am sărit timpul pocăinței, Doamne, mai lasă deschis harul Tău. Mai repet odată cu noi timpul pocăinței, ca să putem, Doamne, să fim ai Tăi. Rămâi cu noi. Rămâi în inimile noastre. Prin Domnul Iisus Hristos te rugăm și îți mulțumim. Amin.